Polițiștii cărășeni au continuat activitățile informativ-preventive în mai multe unități de învățământ preuniversitar din județ. În cadrul campaniei Tăcerea e tot violență, vocea ta e soluția, aceștia au desfășurat activități de informare a elevilor și profesorilor, adaptate în scopul prevenirii victimizării minorilor, prevenirii și combaterii consumului de droguri, precum și prevenirii infracționalității. De asemenea, activitățile au vizat conștientizarea elevilor și a cadrelor didactice cu privire la necesitatea existenței unui climat optim de siguranță în mediul școlar. Elevilor le-au fost explicate aspecte privind regimul răspunderii penale și contravenționale a minorilor, precum și consecințele actelor de violență fizică sau psihologică, aceștia primind și recomandări în scopul reducerii riscului de victimizare și devenire a unor subiecți pasivi ai infracțiunilor comise cu violență. Activitățile au avut loc la școlile din Caransebeș, Moldova Nouă, Bocșa și Anina. Întâlnirile s-au bucurat de un răspuns pozitiv din partea elevilor, care s-au arătat receptivi, cooperanți și curioși de informațiile transmise. Siguranța copiilor și tinerilor, atât în mediul școlar, cât și în mediul familial, în cercul de prieteni sau pe drumurile publice, constituie un obiectiv pentru care polițiștii inspectoratului acționează în permanență, în colaborare cu celelalte instituții ale statului. Poliția română acționează permanent la nivel național pentru creșterea gradului de siguranță în școli, inclusiv pentru reducerea violenței fizice și psihologice, bullying, cu implicarea celorlalte instituții ale statului cu competențe în domeniu. Prioritatea poliției române în domeniul prevenirii criminalității este prevenirea infracțiunilor contra persoanei, cu accent pe prevenirea victimizării categoriilor vulnerabile, în special minori. Polițiștii cărășeni desfășoară în mod curent activități preventive în rândul elevilor.